Să știți că e o zi tristă pentru mine. Astăzi, la presiunile lui Liviu Dragnea, am fost exclus din Partidul Social Democrat. Mă uit în ochii dumneavoastră și spun așa, oricât ar încerca Liviu Dragnea să scape de mine, pentru că îi sunt incomod, am fost, sunt și voi fi PSD-ist. În momentul de față, domnul Liviu Dragnea încearcă să confiște un întreg partid. Și asta se vede pentru că e frică de contactul cu marea masă a membrilor de partid. De un an de zile, vă repet, de un an de zile, acest partid nu a mai avut, spre exemplu, un birou permanent național, care se ținea în fiecare luni la partid, așa cum știți. Singurele modalități prin care se conduce în acest moment Partidul Social Democrat sunt aceste cexuri din două în două luni sau o dată pe lună și este organizate în general pentru execuții. Ăsta ultimul îl știți, cel de ieri, penultimul legat de domnul Nicolae Șerban, antepenultimul de domnul Mihai Chirică.